Vreau și eu să punctez încă ceva în contextul acesta. Viața noastră este viața în general. Este o împletitură de lucruri polar opuse. Da? Viața și realitatea în care noi trăim este o realitate duală și întotdeauna este o țesătură de lucruri plus minus favorabil, defavorabil, plăcut, neplăcut, întuneric, lumină, dar toate lucrurile astea sunt un mixaj care este necesar creșterii noastre. Dacă totul ar fi numai lapte și miere, nu ar crește nimeni în lumea aceasta. Ar exista doar decădere. Da? Că stagnare nu există. Ori urci, ori cobori. Așa că problema nu este legată de faptul că în viața apar provocări. Problema este legată de așteptările noastre nerealiste, în care ne închipuim că la un moment dat viața noastră va fi numai lapte și miere. Nu va fi niciodată. Numai lapte și miere. La fiecare nivel, la fiecare nivel la care evoluați, o să aveți provocări specifice nivelului respectiv de creștere. Înțelegeți? Nu este vorba despre a avea o viață perfectă, ci despre a gestiona perfect viața pe care o ai. Înțelegeți? Despre asta este vorba, despre o artă, despre un dans al vieții în care tu gestionezi la modul optim toate provocările cu care te confrunți și mergi înainte. Nu contează ce ți se petrece, contează cum gestionezi tu ceea ce ți se petrece. Despre asta e vorba, să înveți să gestionezi optim lucrurile din viață. Da? Exact cum unii se așteaptă că la un moment dat în doterea o să ajungă la un nivel în care nu o să mai trebuiască să facă nimic. Am o veste foarte proastă. Cu foarte rare excepții, nu așa funcționează lucrurile. Da? Și nu-i despre asta vorba, că doar nu ați intrat pe calea asta ca la un moment dat să deveniți niște trântori din aia care trăiesc numai așa ca să treacă zilele degeaba. Da? Pentru că am intrat în proiectul ăsta să devenim din ce în ce mai buni și am dat adesea acest exemplu. Imaginați-vă un muzician, un instrumentist care ajunge la maestrie și după ce a ajuns la maestrie se oprește și nu mai cântă că a intrat la venit pasiv, a intrat în pensie. Păi tocmai atunci când ești maestru trebuie să cât mai mult să îți împărtășești această artă, acest nivel de realizare la care ai ajuns și să impactezi viețile multor oameni care pot fi inspirați exact de maestria la care tu ai ajuns și să devină și ei niște maestri, să creăm o lume de maestri în domeniul în care suntem noi. Da? Și cu familia. Deci, din punctul meu de vedere, vremurile în care trăim sunt pur și simplu o nebunie. Din perspectiva familiei. Da? Și a relației părinților cu copiii. Da? Ce? Lasă asta pentru un alt. Dar aici, exact ca și în viață, trebuie găsit acel dans echilibrat între a fi acolo, a dărui și a sacrifica atunci când tot pentru binele familiei lucrez, dar e tot acea împletitură de lucruri plăcute și neplăcute, luminoase și întunecoase, cu care trebuie să jonglăm în cadrul familiei, pentru ca lucrurile să meargă înspre bine pentru familie, pentru că nici pentru copil, faptul că primește numai lapte și miere, nu este deloc un lucru constructiv. Nu-l va face puternic, nu-l va ajuta să se dezvolte. Și atunci trebuie, repet, să găsiți dansul acesta optim în care să jonglați cu
toate aceste lucruri care vă plac și care nu vă plac, da? Și să mergeți înainte. Înțelegi? Da, înțeles că am văzut că... Eu teoria o știu. Dar pune în practică. Da, dar este valabilă pentru de am zis că nu e subiect pe care să le cerem astăzi, pentru că e un subiect mult mai amplu, dar e în special, da, se vede cel mai bine la părinți și copii. Deci părinții din ziua de azi sunt sclavii copiilor și prin asta nu ne înțelegi tocmai. Vrem să creștem o generație care să fie o generație puternică, dar din păcate, trăim din punctul ăsta de vedere, vremuri bune. Copiii din ziua de azi trăiesc niște vremuri bune, în care au acces la tot ce se poate. Vremurile bune creează caractere slabe, oameni slabi. Oamenii slabi vor duce la vremuri grele. Și în vremurile grele o să se nască din nou oameni cu caractere puternice. Care din nou o să creeze vremuri bune. Niște vremuri bune și așa mai departe. Cum ar fi să fiți voi ăia care le dați copiilor voștri de altă șansă? Nu oferindu-le totul de tavă, pentru că nu asta e soluția. Nu mai luați din calea lor toate obstacolele, că nu-i ajutați cu nimic. Dacă pe un copil când crește, îl ții într-una, în brațe sau de mâini, că să pice, ăla nu o să învețe să umble. Lăsați-i să mai dea cu capul, să mai se experimenteze, da? Stiți acolo, să-i ghidați. Nu lăsați dacă vrea să-și bage degetul priză, dar ați înțeles ideea. Nu le mai oferiți pe tavă totul. Știu că sunt foarte... În același timp am toată compasiunea pentru copii, pentru că trăiesc în aceste vremuri în care sunt bombardați din toate părțile de informații. E și o parte bună, e și o parte negativă în toată chestia asta. Copilul din ziua de azi este mult mai dezvoltat decât... Sunt adulți, încă de mici, intuitiv, el subconștient deja a preluat asta. Însă nu îl ajutați cu nimic dacă încurajați în continuare chestia asta. Puteți să folosiți toată tehnologia și toată informația cu care sunt bombardați și în modul în care să-i susțineți, dar în același timp amintiți-vă să-i aduceți către natură. Și amintiți-vă să nu fiți mereu acolo pentru ei, să-i lăsați și singuri, să se aline singur, să-și revină singur, să-și găsească, să se descurce și singur. Să devină autonom. O să devină copilul mamei care și când o să aibă 30 de ani, o să vină la mama ca să-i rezolve problema. Și deja sunt astfel de cazuri, deci nu vorbim din licite. Acum venim din gura noastră sfaturile astea, poate că nu au forța. Dar după cum vă ziceam, nu avem mulți copii. Da, o faptul dacă am avea copii... Dar e realitatea, nu e altceva. Sânge din sângele nostru, dar avem, uite, copii, e rețeaua din rețeaua noastră. Și să știți că nu e așa mare diferență. Nu e așa mare diferență, pentru că așa cum copiii ca generație, deci generația de copii este o generație de... entitled, nu reușesc să găsesc un răsfățat. Nu neapărat răsfățat, că nu ăsta ar fi. Care are impresia că îi se cuvine totul, da? Cam asta, asta e generația de copii din ziua de azi, dar să știți că nu numai, nu doar copii. Dar din cauza părinților e așa. Și tinerii au aceeași impresie în ziua de azi. Și unii care până și la vârsta de 30 de ani deja sunt cu aceeași impresie că îi se cuvine totul. Fără să muncească. Fără să fac eforturi. Au pretenția ca totul să le vină acum și aici. Pe bații care am la inul nostru, măcar ați auzit de el, da? Din Ungaria. Noi îl cunoaștem de 18 ani. Noi am lucrat împreună cu el și în proiectul anterior, Network Marketing. Eram în rețeaua lui și atunci. Și el era multimilionar în euro, de pe vremea aceea. Avea, la vremea aia, trei copii, al patrulea de-abia se născuse, dar copiii aceia nu primeau lucrurile de-a gata, trebuia să muncească. Nu, e chiar mai mult, dar treia copii. Aveau bani să le dea orice, dar nu le dădeau orice, trebuiau să presteze munci pentru a primi bani. Da. Da? Și apropo de sacrificii, pe al treilea copil,
Nu l-a văzut crescând până pe la 3 ani. Deci el era toată ziua, muncea, vorba lui, mai ajungeam din când în când seara la oră mai rezonabil la casă și vedeam un copil târându-se pe jos în bucătărie și nu știam acui. Da, a fost un sacrificiu. Copilul mult în perioada aia, ma... știu că, da, fiecare își dorește să fie acolo cu copilul lui. Mult copilul din perioada aia nu o să-și amintească. Însă tot ce a putut să-i ofere după aia, da, la al patrulea copil a fost prezent de la naștere, direct în mâinile lui s-a născut și într-un a fost cu el, da? Pentru că stilul de viață i-a permis asta. Dar nu doar cu el, cu toți ceilalți trei. Adică gândiți-vă, cineva care are un job de la 9 la 5, oricum face sacrificiul ăsta pentru visurile, muncind pentru visurile altora. Deci, dacă ați avea un job de la 9 la 5, repet, oricum n-ați putea să fiți într-una cu copilul vostru. Nu, da, dacă mare majoritatea... Înțelegeți? De-aia, ok, nu zice nimeni să de la 9 la 5 să faceți doctora. Faceți de la 9 până la 9. Dar știți care e faza? Că sunteți dispuși să sacrificați 40 de ani sau cât durează în job de ăsta, până când 40-45? Așa? 40 de ani, să zicem. 40 de ani de la 9 la 5 mi se pare perfect normal să lipsiți de lângă familie. Nu e un sacrificiu să lucrați pentru visurile altuia, dar să sacrificați 2-3 ani în care să fiți acolo full, să faceți ceva pentru voi, pentru visurile voastre, pentru familia voastră, asta deja vă pune așa un semn de întrebare.